Consiliul Regional Cluj-Napoca Banat. Vreau să vă informez că în cancelarea Palatului Președintelui Regionului a fost înregistrată în data de 30 septembrie curent cererea a 15 consilieri cu solicitarea de a fi convocată ședința extraordinară a Consiliului și chiar cu un subiect propus pentru ordine zi, alegerea Președintelui Regionului. A fost emisă dispoziția respectivă a președintelui interimar, domnul Ferenciuc Anatolie, 30 septembrie, tot atunci, pentru data de, atenție, 4 octombrie, pentru eroare la dumneavoastră a fost 3 octombrie, dar am intervenit prompt și am respectat prevederile regulamentului Consiliului, care prevede că consilierii trebuie să fie înștiințați cu cel puțin două zile înainte de ședința extraordinară. Pentru participarea la ședință sunt înregistrați 33 de aleși regionali, adică 100%. Potrivit prevederilor legale, ședința Consiliului este deliberativă. Vă mai informez că la ședința asistă primar, reprezentanți ai serviciilor publice regionale. Îl avem ca oaspete și pe domnul Dumitru Anatol, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Și acestea fiind spuse, rog să vă urăm drapelul de stat al Republicii Moldova. Stimați consilieri, fiind creștini, știm cu toții ce napas s-a dat peste Revolvor și dat fiind faptul că azi va fi, cred eu, va fi ales un alt președinte al Revolvorului, vă rugăm să o mai pomenim o dată pe acel care a fost Nicolae Cădălache. Vreau, mai stimați consilieri și stimați adunare, să felicităm și pe domnul Nicolae Codorobai, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere. Domnul Codorobai, vă rog. Ceea ce Domnul punește 3 zile până la data de 3.
fost trecută ședința de pe data de 3 pentru data de 4. De ce dumneavoastră ați scălit dispoziția dacă nu sunt o neprezări? Ați scălit o semnătura dumneavoastră pe dispoziția asta? Dispoziția a fost semnată. De ce? Dacă era notul neprezări, ce ați semnat? Păi pe urmă am analizat că momentul de ce a ieșit de bun. Dispoziția care ați semnat-o și care a fost altă, a fost altă dispoziție, cu data de 4. Păi, a fost număr, nu? Cum în jurnalul, sub aceleași dispoziții, două nume? Domnul Cușpă, eu știu menirea dumneavoastră care este pentru astăzi. Eu propun nu, că să trecem. Nu, nu credeți că noi, dacă nu suntem contra să aleagă ședințe drept de ales ședințe. Dar noi nu putem să încălcăm că asta e o încălcare de proceduri flagrante. După părerea dumneavoastră este o încălcare. După părerea mea, nu este încălcare. S-a respectat 3 zile conform legii ce își spune. Nu mai puțin de 3 zile. Vă spun, dumneavoastră sunteți prezenți. Și știți foarte bine că ați fost informat. Nu trebuie să ne grăbim să facem jocurile lui domnul Meneciu, care el vorbește prieteni, repede și fac ce lui clar. Nu poate și nu se permite. Este legi care nu trebuie să o respectăm. Fiți-o leacă mai timp. Domnul Meneciu, să nu aș contentez dar cineva care nu vorbește. Nu trebuie să ajungi noi să vorbim și nu sunteți un om foarte responsabil și foarte agitat, dar totodată vă rog să mergeți pe buchea legii unde spune clar 3 zile ședința extraordinară. Pentru a fi respectat 3 zile convocarea ședinței, s-a amânat de la data de 3 la data de 4. M-ați consilier, eu v-am adus la cunoștință, să nu ziceți că nu am știut și nu am informat. În regulamentul Consiliului scris de Brugeanu, înștiințarea și data și ordinea de zi, se, în cazul ședințelor extraordinare, se dau 2 zile. Ce spuneam în iulie 2011, acest regulament este o carte de căpătări a noastră. Două dispoziții, două secretari, două secretari. Unul de dumneavoastră a încălcat legea. Ori dumneavoastră, încălcat, ori nu vine ce cu încălcat. Nu poate fi două dispoziții cu același număr, 167 G, pe și așa. Și pitatea de 3 și pitatea de 4. Și tot așa, 167 G, chiar să fie... Stimați consilieri, vreau să lăsați în funcție de președinte de ședință. Domnul Dragă. Thank you.
semnații, consilieri raionali, ținând cont de angajamentele electorale, în conformitate cu obiectivele de modernizare și europenizare a administrației publice locale, asigurând reală autonomie a administrației publice locale din nivelul 1 și excluderea oricărei inițiuni nejustificate în treburile primăriilor, necesitatea pentru consolidarea potențialului democratic local, garantând implementarea principiilor participative și de transparență în procesul de elaborare și implementare a deciziilor, noi, membrii fracțiunilor PLDM, 11 membri, și a Partidului Democrat, 10 membri, declarăm formarea coaliției pentru guvernare pro-europeană în Consiliul Raional Ialoveni. Ne asumăm responsabilitatea ca până la sfârșitul mandatului actual să activăm în conformitate cu principiile expuse în prezenta declarație pentru promovarea unor politici investiționale durabile, repartizarea echidistantă a fondurilor disponibile, susținerea administrației publice locale din nivelul 1 și 2, continuitatea dezvoltării în domeniul economic și social, precum și angajamentul de a reprezenta interesele tuturor cetățenilor din raionul Ialoveni, indiferent de simpatiile politice. Totodată, ne exprimăm deschiderea pentru colaborare cu formațiunile politice pro-europene și reformatoare din cadrul Consiliului Raional Ialoveni. Semnatari: Țurcanu Valeriu, Fraga Mihai, Manțoc Sergiu, Deliu Isidor, Nouri Irie, Grupuri Maria, Gonța Victor, Istrate Victor, Cotropai Nicolae, Cotopan Mihai, Bivol Margareta, Iasinski Tudor, Măciucă Mihai, Cerbușcă Sergei, Moroz Anastasia, Lifciu Irie, Lucu Varvara, Popescu Bian, Tonu Grigore, Colocam Victoria, Gandrabur, Victor. Citesc ordinea de zi și numărul, cum o să ne fie discutată chestiunea, pentru atenția dumneavoastră. Prima întrebare, prin alegerea președintelui raionului, chestiunea numărul 2. Prin doar la Dimitrie, vicepreședintele raionului, domnul Bivol, înainte de termen. Chestiunea numărul 3, cu privire la modificarea deciziei privitoare la numărul de vicepreședinți, Consiliul Raional. Numărul 4, cu privire la alegerea vicepreședinților. Numărul 5, cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Numărul 6, cu privire la stabilirea hotarului Tradelanul Răsești Noi. 7, cu privire la stabilirea hotarului Tradelanul Satului Varații. 7, cu privire la hotărârea, la modificat la stabilirea hotarului Satului Mărești. 7 chestiuni avem la ordine de zi. Domn președinte, cer o precizare. Cine va fi raportor la fiecare subiect? Tot important. Cu privire la legea președintelui, informația așa că eu, președintele ședinței, chestiunea numărul 2, care a fost propusă, cine face? Domnul Cotovan. Cine va face? Cotovan. Chestiunea numărul 3, cu privire la modificarea deciziei. Președintele raionului. Președintele comisiei. Nu. Președintele raionului are prerogativa de a propune. Președintele raionului nu ales. Nu ales, normal. Bine. Cu privire la alegerea vicepreședinților, tot președintele raionului. Hotarului Mărești, doamna, cine face propunerea? Mă rog, doamna. Dar cine? Este
Comisia. Deodată comisia. Doamna Moroz. Doamna Moroz. Nu și restul e clar. Bine. Eu pun la vot toate ordine de zi de la ședință de astăzi cu modificările care au parvenit pe parcurs și au fost votate cum spune fiecare parte. Cine te face ca ordine de zi și aceste 7 întrebări care le-am adus la cunoștință și ordine de discutarea chestiunilor acei care am stabilit-o prin vot la fiecare chestiune, vă rog să votați. Cine pentru... Sectorul 1-10. Cine e contra? Cine s-a obținut? Cine s-a obținut asupra ordinii de zi totale? Sectorul 3-7. Cum a luat de votul lor? Consilierul Pătieț? Ordinii de zi, ședința de astăzi, este întărit. Procedim la discuția chestiunilor care au fost incluse în ordinii de zi. În permiteți la prima chestiune, s-a dus la cunoștință dumneavoastră în următorul dimens. În conformitate cu articolul 49, aliatul 1, al legii 436-16, din 28 decembrie 2006, privind administrația publică locală, în vederea legiului președintelui Ionului Ierăvei, propunem candidatura domnului Lilian Popescu la funcția de președinte al Ionului. Au semnat consilierii Braga Mihail, Gandrabura, Turcanu, Manțoc, Silio de Liu, Nour, Gonța, Pulbire, Victor, Tulburi, Victor Islatiev, Cotoropai Nicolae, Lesinski, Maciuca, Cotorvan, Bolocan, Cerbușca, Moroz, Lipsiu, Popescu, Lupu, Tonu, Bivo. 21 de consilieri. Se propune candidatura domnului Ilian Popescu la funcție de președinte a raionului. Mai sunt propunere asupra candidaturii, alte candidaturi. Nu pun la vot. Cine pentru aceea ca președintele raionului Ielodei din la ziua de astăzi, ora nu pot numi, dar și de doi legislatura respectivă, fie ales domnul Lilian Popescu, care a fost înaintat de către 21 de consilieri. Cine pentru, vă rog, votați. Sectorul 1-11. Sectorul 2. 6. 3-4. Sectorul 2, n-am înțeles. 4. 6. Cine-i contra? Cine s-a obținut? Vă rog. Cu 21 de voturi pentru și obținere. Abține 12 și domnul Lilian Popescu este ales în funcția de președinte al Raionului Ierăvei. Primiți felicitări, domnul președinte, și domnul las loc la Ivan Metale. Domnul președinte, care m-ați dat, sper într-o colaborare fructuoasă, pentru a aduce prosperitate în raionul Ielovei. Sper în susținerea care o am și de la Asociația Primarilor. Și știți că ușa cabinetul domnului președinte e tot timpul deschisă pentru toți. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru votul de încredere care v-ați dat. Cu privire la dimiterea
înainte din ele, vicepreședintele Regionului, domnul Vilo Ștefan. Poftim. Domnule președinte, deși acest proiect decizie este opera noastră tuturor coaliției nou formate, am primit gândul să o prezint domnilor consilieri. În temeiul legii cu privire la administrația publică locală, articolul 43, parniți, da? 50. Da, 50. Domnul președinte, vă rog să dați știre cum e formulat acolo, dumneavoastră. Se propune demiterea înainte de timp. Dar nu este demiterea sau propunerea demiterea, și la două răsume de consilie. Deci, următorul conținut. Dați în parte cu legea de administrație publică locală spune că eliberarea președinței președintelui se va propunerea președintelui Raionului sau a potrivime din consilierii aleși, v-ați că avem următorul demers. În conformitate cu articolul 22 al legii numărul 99 privind statutul persoanelor cu funcții de administrație publică și articolul 50 de actul 2 al legii numărul 436-16 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală solicită eliberarea din funcții înainte de termen a domnului Ștefan Bivol, vicepreședinte Raionului Galeri, semnatar 21 de consilieri. Se va duc la procesul care aceiași care și au fost înaintate de președinte. Nu are, cred că nu are sens. Știm, da. Dacă știți. Acum, dați faptul că domnul vicepreședinte Ștefan Bivol astăzi lipsește la ședință, propun ca în decizia să fie formulată cu suspendarea activității din momentul revenirii din concediu medical. Dacă se află. Da, în cazul în care se află în concediu medical. Înseamnă că propunerea este următoare. Transcrisie liberează. Text formulat în felul următor. Se liberează înainte de ce în domnul din punctul de vedere și din domnul Vivo Ștefan. În cazul când dumnealui s-a apucat de boală, eliberarea va fi dată după revenire buletinul de boală. Mai se propune? A trecut prin comisie, prin raport cu comisie. Poftim? A trecut prin comisie această întrebare. Da, a fost prezentat la comisie, formată o nouă coaliție. Coaliție pro-europeană.
Funcția de vicepreședinte nu este funcție de funcționar public. Este funcția de demnitate publică. În momentul de față, domnul Bigel nu are acoperirea politică. Ceea ce nou ne permite ca să fie demis. Un vicepreședinte trebuie să aibă acoperire politică ca să activeze în cadrul Consiliului Regional. Domnul Meleciu, în lege nu scrie ce a spus dumneavoastră. În care cod, în comunie este că... Deci spune că dumneavoastră este de funcție de... Nu îi scris nici într-o lege ce a spus dumneavoastră. Nu știți, nu este funcționar public. Bine, asta o să fie judecată, dar nu, nu trebuie să... Bine, dar noi am luat asupra problemei respective. Dacă o socoteți ea nelegală, aveți tot dreptul ca să fie atacată. Poftim, domnul Cătălin. Eu vreau dumneavoastră personal să vă aduc un argument cu domnul Ercan. Ați fost consilier și eu am fost consilier. Aceeași situație. Și călcăm pe aceeași grebă la două. Unde domnul Ercan era creștinat? Exact așa am păcălat. Instanța... Domnul Cătălin, eu vă spun, când era domnul Ercan, era funcționar public. Funcția de vicepreședinte este demnitate publică. Este numit în funcție din votul consilierilor și demis din votul consilierilor, neavând acoperire politică. Bine, cel mai ridicat. Pentru că eu am vrut să vă aduc la cunoștință între voastră tuturor. Raimondului am omis o gafă mică care, de fapt, nu m-a sătuit cu nimic de aceea. Vreau să-mi corectez greșeala, ca totuși pentru stenograma ședinței de azi a Consiliului Regional, ca să întreb consilierii modul de alegere a președintelui raionului, direct sau secret. Deschis. Propunerea mea, și văd că coincide cu propunerea mea seamă, e ales deschis. Președintelui raionului. Încă o dată că nu discuția. Modul de alegere a președintelui raionului. Decide Consiliul, încă o dată, pentru stenogramă, încă o dată, cu un nou vot. Cine pentru aceea ca alegerea președintelui să fie efectuată în modul deschis, vă rog votat. Cine pentru deschis? Sectorul 2. Vot deschis. Sectorul 3. Cine e contra? Propunerea făcută în mod deschis, contra cine? S-a obținut? Mod deschis. Domnul președinte, stimați consilieri, domnul președinte, eu înțeleg așa, este legătură logică între evenimente. Dacă se alege președinte, inițial trebuie dispus votul, modul de alegere președinte. Dacă s-au ales președintele, a fost votat cu vot deschis. Ori să vă înțelegeți că noi de comun acord am hotărât că ați fi de vot deschis. Dacă ați pus la vot, asta nu s-a putea să mai puneți odată o chestiune asta ședință, să alegem după procedura care am votat. Atunci, mergeți, noi vorbim, să spunem, în două luni paralel. Noi votăm, votăm vot deschis, acum ce votăm mai departe? Vreau să zic că noi ne-am convenit, cu majoritatea de voturi am convenit că alegerea președintelui se efectuează în mod deschis. Am votat în ordine de zi. Prima, am votat cu știință, după asta în modalitatea de legea. Nu mai fac de calcate. Deci, pur și simplu, nu pot să fac o problemă în modul de votare. O să pot să cu legătură cu așa, mai pun o dată la vot varianta de alegerea președintelui raionului Iamăneni în mod deschis, cum a fost votat în nou secret. Cine pentru, vă rog încă o dată. Confirmăm pentru stenogramă. Sectorul 1, 11. Cine împotrivă? Cine s-a obținut? Cum arătați votul? În mod deschis, prin votare deschisă, președintele votul a fost ales cu bine, cu dată domnul Ierna Profesor. Vă rog. Mai dați o dată. Mergem la discuție între întrebările respective. La fiecare chestiune, eu am spus la sfârșit întrebarea, modul de vot. La fiecare chestiune, ca să nu avem probleme de viitor. Chestiunea numărul 3. Cu privire la modificarea deciziei asupra numărului de vicepreședința raionului. Să oferă cuvântul domnului președinte. A, numărul 2.
Ce scuze, eu m-am îngălcit. Chestiunea numărul 2, privitor la trimitere înainte de termen a vicepreședintelui Revotului, domnul Bivol Ștef. Eu parcă pare că am citit adresarea. Bună, revolte, distrug. Bună, revolte, distrug. Noi nu mai dăm votat. Da. Pun din nou la vot modul în care noi o să efectuăm votarea asupra chestiunii adusă la cunoștința pe noastră. Deschis. Ce propuneți? Deschis. Deschis. Mai sunt propuneri? Nu. A parvenit o singură propunere, în mod deschis. Cine este pentru a discuta problema respectivă, a vota problema respectivă în mod deschis, vă rog să votați. Numărul 2. Sectorul 1. Cine-i contra? S-a abținut? Cu majoritatea voturilor, procedura de demitere a vicepreședintelui Revotului este pusă în discuție cu vot deschis. Deținută înainte de el, vă rog, votați. Deschis. Sectorul 1-11. 2-2-6. Cine-i contra? Cine s-a obținut? Dimitrie al domnului Bivol, cu majoritate de vot, am tot obținut. Obține cine? Nu, cu majoritate. Șapte și... Pe care abține? Întrebări, Victor. Da. Cât se abține? Câte domnul șefist, eu propun ca să nu fac o întrebare referitor la legalitatea de a te adăugat în decizia dată. Se limite la funcție. Să votați. Am o discuție, am lăsat probleme, i-a fost spus problema. Dumnezeu v-a spus fie eliberat din post, la momentul când ați adus dumneavoastră la cunoștință, după eliberarea cu buletinul de bancă. Cu revenire la urmă. Cu revenire la urmă. Cu revenire la urmă. La data expirării concediului medical. Așa. Nu am spus că noi votăm, chiar în seamă, să-și vătăm și mă dați de măsură. Întâi spune-mă, profil, răspunde că în decizia a fost formularea legală, o faci secretar, în conformitate cu ce și-au propus unii din consilieri. Deci eu am spus, în cadrul dezbaterilor, eu am spus că propun ca el să fie demis odată cu revenirea din concediu medical, prezentarea concediu medical. Asta sunt înțeles. Asta e clar. Că noi putem amândoi, da? Ce și am spus atunci. Domnul șefe, lasă-mă să te expun. Dar dacă și la expirarea concediului medical intervine altă circunstanță care nu-i permis să fie demis, cum va acționa atunci? Atunci se discută. Bine, hai să nu discutăm problemul Tanaka. Tanaka o vine bun. Tot noi suntem. Ilegală decizia noastră ca nu la expirarea concediului medical. Sau nu legal? Asta e foarte legal. Votul a fost făcut. Chestiunea numărul 3. Concediu cod propriu la secret. Cu privire la modificarea decizii Consiliului Regional. Nici nu se pot judeca. Dar formularea dată se face pentru că decizia FAP și scrisul votată. Cu formularea domnului Cotoban și scrisul pe decizie. Nu. A FAP și votată. Nu. Dar mai faci cu scrisul. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Decizia din funcția de președinte a Consiliului. Punctul 2. Decizia intră în vigoare la data expirării concediului medical al domnului. Și eu nu se
Bine, domnul, o secundă. Domnul, eu ce spun? Puterea asta a fost lăsată de domnul Cotovan. Iar când eu asupra mea, iar din nou, că a făcut gafă, dar a fost totalmente decizia, cum a fost de hârtie, așa și totalmente. Încă o dată pun la o decizie respectivă, pun nouă formulare. Și revelează din funcția de vicepreședinte regulatorului, domnul Biro Șef, înainte de termen, un punct, punctul 2, decizia între vigoare la momentul întoarcerii domnului Biro Șef din concepții de vot. Domnul președinte, așa de fine, dumneavoastră îți faci țigări, să alegeți președintele după asta, spuneți că n-ați făcut corect. Să dă dimite vicepreședintele, iară spuneți că e cu două puncte. Puneți înainte de asta, la vot, domnul Curcă, cum ești fatale, păcătos, așa și eu păcătos. Dacă am făcut greșeală, vreau să-i omdre, vreau să-i omdre prin pentru stenogramă. Nu pentru altceva, pentru stenogramă. Pentru stenogramă. De fapt, greșeli nu s-au făcut, pentru că tot ceea ce spunem noi acum sunt niște presupuneri. S-ar afla în concediu, probabil că s-a aflat în concediu de boală. Deci, dumnealui a informat telefonic. Da, da. În afară de actul care a parvenit, și a fost examinat și în comisie și a fost adus la cunoștință publicului și tuturor consilierilor. Deci vorbesc despre demersul celor 21 de consilieri, alt act nu avem decât simpla intervenție telefonic și informarea domnului secretar, precum că s-ar afla în concediu de boală. Se află dumneavoastră în concediu de boală sau nu se află în concediu de boală, noi nu știm. Dar legea prevede clar. Că în asemenea cazuri, când este concediat, deci situația concretă creată la noi, în asemenea cazuri, deci dumnealui este eliberat din funcție la momentul când se întoarce înapoi la serviciu, fie că e în concediu, în cazul dat, dacă o să fie în concediu de boală. Și probabil că nici nu este nevoie să stipulăm în decizia dată, pentru că asta este clar stipulat în lege. Ce număr la lege? Ce propuneți dumneavoastră? Să nu include în decizie că este concediat. Include. Nu știm dacă s-a avut în concediu sau nu s-a avut. De exemplu, nu știm că s-a avut în concediu. Păi înseamnă că dar trebuie să-l concediem când au fost 4 ori la lucru. Dar ce spuneți că e concediu de boală? Eu nu spun că a fost în concediu de boală. Bine, bine. Hai concediem la următoare variantă. Noi am dat pe zonă respectivă, noi nu știm care e situația la domnul Bimo Șefa, noi avem dat privitor la eliberare de avut din funcție respectivă de ziua de astăzi. O să fac coaie de bală, o să conformăm că vom legislați în vigoare, se eliberează la momentul când întoarcem, când zicem în coaie de bală. Nu mai putem discute între bani respectivă. Chestiunea numărul 3. Cu privire la modificarea decizii. Consiliul Rănau. Eu propun ca să nu liberim în situație de foaie de boală, de nu-i foaie de boală. Decizia intră în vigoare la data aducerii la conștiință de voie. Așa și eu vreau să vreau. Așa și eu vreau să vreau. Cu ce numele era cu vrăgoașa de foaie de boală? Așa și eu vreau să vreau. Bine, o situație în care să ne prezintă competența dumneavoastră. Dumnealui m-a informat cum mai trebuie cu domnul secretar al anunțul Consiliu că eu sunt în concediu medical. Asta e. Privind din legea, dar nu-i document. Domnul secretar, eu am zis că documentul se screază după ce termină foaia de boală și foarte dumneavoastră. Și documentul. Domnule președinte. Iar găgați-vă să zic. Noi acum discutăm lucruri care nu le cunoaștem. Exact. Domnul vicepreședinte, e posibil că s-a și concediu medical. Dar este posibil că și nu s-a prezentat la serviciu fără motiv întemeiat. Și în cazul de față, legislația prevede că în caz că el s-a făcut concediu medical odată cu revenirea și aducerea la cunoștință a decizii, în cazul în care nu prezintă documentul justificativ conform articolului din legislație pentru neprezentare la muncă, nu știu ce. Și răzgândim noi acolo. Noi am decis că îl demitem. În cazul când el va prezenta certificatul de concediu medical, atunci când va reveni la serviciu, dar dacă nu conform articolului respectiv din legislație. Doamne, consilier, observă dacă cum vorbesc dumneavoastră, decizia noastră de azi nu va avea efect juridic. Are. Nu se află concediu de boală. Are. Dacă
Dar dacă dumneavoastră fii concediat pentru neprezentarea la serviciu, trebuie altă. Deci nu vorbim noi despre neprezentarea la serviciu. Este decizia privind eliberarea din funcție înainte de termen. Punct. Gata. Decizia privitor de eliberare din funcție domnului Mihosef, vicepreședinte Caion, a fost adoptată. Trecem la următoarea chestiune. Chestiunea numărul 3. Privitor la modificarea deciziei Consiliului cu privire la numărul de consilieri și vicepreședinte. Revolului, cuvântul să fie domnul președinte, domnul Popescu. Da, mulțumesc, domnul președinte. Deci, o bună colocare, cum o să fiu asistat de patru vicepreședinți. Adică, dispoziția, decizia respectivă se schimbă din 2 în 4 vicepreședinți. Vă rog să mă susțineți. 4. Domnul președinte Raimondului propune ca componența numerică a vicepreședintelor Raimondului să fie de numărul 4 și totodată solicită o pauză pentru întâlnirea Comisiei pentru Bugetul și Finanțe și pentru consultarea problemei asupra persoanelor. Legislația în vigoare prevede că numărul numeric sau numărul de vicepreședinți este propus de președintele Raionului. Dumnealui are această dreptă legală. Dumnealui are alte propuneri care de sală nu se acceptă. Dar de ce nu se? Pentru că așa prevede legea de Raionului. Dar nu i-am făcut legea, domnul Rami, nu i-am făcut legea, eu am făcut legea. Trebuie să informeze consilierii care și domenii președinți, vicepreședinți și care este oportunitatea, necesitatea. O să-i dați întrebarea, o să... Să le iau. Cunoștiți domnului, poftim, domnul. Închidem școli, grădinițe, dar noi ne permitem 4 vicepreședinți. Haideți, vă rog, echitabil și urmăm să ne gândim la viitor, la urmă, la urmă. Așa, 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 stat de funcție de vicepreședinte, că încă un vicepreședinte la 35, ne-am gândit că e ok, că dacă au putut așa, dar acum sunt și 4 vicepreședinte care, conform legislației, câți avem în ștat? 2, 2! Aici este că domnul secretar, câți avem în ștat? 2, 2! Vă zic că... Nu, vă zic că... 688 sau 89 a fost abrogat. În ștatul noastră, acum, acum avem 2 vicepreședinte. Deci, că nivel vicepreședinți a fost întâlnit de către Consiliul Regional. Tot Consiliul Regional are dreptul la propunerea președintelui să întărească o altă organigramă, poate vicepreședinți, sau niște președintelui. Votăm. Pun la vot. Alegerea dumneavoastră poate fi... Cum spune? Tot asta. Eu pun la vot. Cine este plăcerea? Și ok, fii vicepreședinte, dar avem 100 de oameni, 100 de mii de oameni, vorbim de 4 vicepreședinte. 4 vicepreședinte.
președinte. Totodată, domnul președinte, a subliniat o întrerupere cu 10 minute. Vreau să întâlnească în Comisie de Finanță și Buget.
predurile decizii care le aveți dumneavoastră, că au suferit modificare la alineatul 4 din punctul 3, cifra 21.5 se subtire cu cifra 43, mii și în total alineatul 3 și are 87 și 1. La comisiile care au fost votat cu 4 pro, 2 obținut și 1. Da. Cu majoritate de voturi, comisia a dat de aprobă. Da. Nu ne-am uitat la tot text, ne-am uitat numai la sub. Am înțeles. Bine. Cu modificarea care a parvenit și discutată la ședința comisiei de profil, pun la vot proiectul în varianta finală care a fost a noastră cunoștință între voastră. Cine pentru adoptarea deciziei de timp, ca puțin la prișul. În contextul în care au fost părere separate, fiecare punct în parte, propun ca fiecare punct să-i votați separat. Care punct și-i votați separat? În parte. Punct sau planinia? Da. Punct sau planinia? Fiecare punct. Avem 1, 2, 3. Și la punctul 3 putem să votăm alineatul ăsta. A, vă zic că fiecare punct. Bine, eu v-am venit așa propunere. Eu propun să fie votat în întregime. Nu-i dați dreptul de alegi. Parmi propunerea ca proiectul a deciziei numărul 5 cu alocarea surselor financiare și votat pe 1, 2, 3 fiecare punct în parte, o propunere și o propunere a fost parmenit ca și votat în întregime. Pun la vot prima propunere, fiecare punct și votat în parte. Cine pierde, poftim votați. Numărul 2. Numărul 0. Sectorul 2. 3. 0. Sectorul 2. 5. 5. 5. Nu mai pun la vot contra sau obținere, dar de faptul majoritatea nu a votat pentru respectiva propunere. Pun la vot propunerea numărul 2, ca proiectul să fie votat așa cum a fost propus în întregime cu modificarea respectivă. Cine e pentru, poți votați. Sectorul 1, 11. Sectorul 3, 4. 21. Cu majoritatea votului, proiectul este adoptat. Mulțumesc. Proces verbal, și ține și împotriva. Bine, cer scuze. Bine, măcar și mai mândrept, mai mă consult. Cine e contra la proiectul respectiv, la propunerea respectivă? Nu la proiect, la propunerea este votat integral. Nu, eu vorbesc de decizia, de decizia respectivă, la tot proiect. Cine e contra? S-a abținut? Numărul 2. Domnul președinte, s-a pus la vot că votăm separat sau împreună să votăm. S-a pus să numărați. Domnul secretar a spus prin protocolul și și împotriv și a abținut. Ne-a spus următoare temă proiectul la vot în întregime. Modul de votare. Noi acum am pus la vot cum am prevenit și vreau să propunem. Ca aparte sau ca întregim. Să votați vărstare votul, putem în întregim. Acum pun votului proiectul și specificii respectiv. Cine este pentru ca proiectul prezentat cu modificarea la punctul 3 în alineatul 4, cine e pentru, vă rog să vă dați. Domnul președinte, dar înainte de așa, nu trebuie să spui vreo mă, înainte de a pune la vot. Mă dați, mă faceți. Faceți vă de cam ne-aș luat comisie. Eu am fost împotrivă, 2 membri s-au abținut și 4 au fost pierzi. Vorbind așa de sperte între noi, membri comisii, așa și mi-au spus în față. Păi noi înțelegem, dar așa trebuie, așa mi-au spus față. Nu deja după că nu știți să arătați consilier. Și arătați primar. Să știți, frumos și votează. Nu ne-au spus așa stat. Nu a fost așa ceva. Dumnealui nu vă spune tete-a-te, dar a fost așa. Noi înțelegem situația, dar o să vedem cum trebuie, cum vrem.
trebuie spus. Bine, pun la vot. Pun la vot. Toate punctele, cu excepția punctului Opinii separat, punctul 3, nu e așa ceva. Nu s-a votat separat. Opinia separată este un drept a consilierului. Da. Exact. Nu ne-am învățat pe mai mult. Punctul 3. Bine, prijurile următoare, prijurile 6. Cine? Comisie, portală, prijurile 6. La vot. La vot. La vot. Agentul comisiei. Da. Pozitiv. Pentru cine? Pentru oamenii de comisiei. Da. Da. Atunci eu pun în fiecare proiect în parte. Da, da. Trebuie să puneți toate la un loc. Nu mai pun la un loc. Mai zic și eu de ceva. Chestiunea numărul 6, cu privire la stabilirea votarilor între votarele comune Rusia și noi. 2. Cine e pentru? Vă rog votați. Sectorul 11. Cine s-au contra? S-au obținut? Cu votarea voturilor, chestiunea a fost adoptată. Chestiunea numărul 7. Cu privire la stabilirea votarilor între votarele comune Rusia și noi. Vrate, cine pentru? A fost propunere pus la vot. Cine pentru? Sectorul 11. Cine contra? Cine s-a abținut? Cu majoritatea voturilor, decizia a fost adoptată. Chestiunea numărul 8. Cu privire la hotărârea stabilirii hotărârii statului Ionești. Cine pentru? Vă rog votați. Stimați consilieri, s-a depășit o etapă, spunem, administrativă în raionul Ilovei, și anume alegerea președintelui și a trei vicepreședinți sau doi vicepreședinți. Partidul Partidul Liberal constată cu regret faptul că, la momentul dat, în raion, de fapt, se transpune o situație de la nivel central. Anume formarea alianței, nici nu cum să o numesc, cum e alianța, Alianța Europeană. Coaliția. Eu vreau să le doresc în primul rând succes, pentru că noi toți, ca consilieri, suntem delegați pentru a apăra interesele cetățeanului și activăm beneficii cetățeanului. Noi, ca fracțiune, vom vota toate proiectele care țin de dezvoltarea raionului și aspectele pozitive ce țin de raionul Ialoveni. Cele care, după părerea noastră, vor fi în detrimentul cetățeanului, vor fi taxate dur de pe noi pentru binele și dezvoltarea unui Ioveni. Vreau să vă spun că în activitatea dumneavoastră, cum până acum nu s-a ținut cont de criterii politice în ceea ce privește tratarea fiecărui primar, tratarea fiecărui cetățean în parte sau fiecărui consilier, vă rog și de acum înainte să faceți lucrul acesta. Și vă rog mult să nu terorizați primarii actuali, vă rog mult, cu pârghirii dumneavoastră, pentru că ăsta este un bumerang care, la un moment dat, se întoarce împotriva fiecărui de noi. Și fiecare acțiune a dumneavoastră, sau fiecare acțiune pe care ați făcut-o azi, că ați votat împotrivă, că v-ați obținut, este un exercițiu democratic pe care trebuie să-l trecem cu succes. E important ca fiecare în suflet să aibă împăcare sufletească că a procedat corect și că a mers corect de la început până la urmă. Și nu a trădat interesul cetățeanului prin votul care a fost delegat. Din cadrul fiecărei fracțiuni. Pentru că migrările politice sunt nu prea bune pentru situația din Republica Moldova. Pentru că, până la urmă, constatăm că fiecare de noi a venit pe o listă unui partid și a fost delegat de către alegătorii acestui partid. Una, dacă era vot nominal, atunci nu aveam nicio obiecție. Acum se primește că noi am fost delegați pe listă unui partid. Și e datoria morală ca să ne menținem de partidul acesta. Dacă nu ne place, nu ne corespund voinții cu viziune partidului atunci, alem dreptul și ne atragem, dar aici acum îmi calcă mai mult. Vă doresc succes, domnule președinte, estimați vicepreședinți. Eu cred că noi am avut o activitate foarte bună, să spunem, în Consiliu, fiind la guvernare. Și am avut și poate lucruri care nu au fost prea bune. E important ca voi să nu le repetați. Dacă să faceți mult mai bine. Dacă nu o să fie așa, o să trebuiască să aplicăm regula democrației și să taxăm lucrurile acestea. Vă doresc succes și pentru a pune punctul speculațiilor din
cu Luisi, referitor la fracțiunea Partidului Liberal. Fracțiunea Partidului Liberal există, are 5 membri, constatată astăzi, pentru că, de fapt, 3 membri oficiali care n-au declarat astăzi cădere la fracțiunea Partidului Democrat, pentru că să aibă activitate fructuoasă în cadrul echipei în cauză și să aibă mai multă înțelegere pe la noi, dacă noi nu au avut înțelegere. Vă doresc succes și am mai mult și la oameni mari. Într-adevăr, a fost așa o scrisoare parvenită de la Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova. Dreptul legal ar putea să nu răspund la această interpelare, fiindcă a venit în timpul ședinței și trebuia să spun că nu sunt pregătit. Am dreptul și eu ca să mă pregătesc. Dar ca să fie clar, nu vreau să speculez, scrisoarea a fost trimisă de la Uniunea Consiliilor Raionale din Moldova pe data de 5 luna 7. Și pe data de 9.09 a fost înregistrată la Consiliul Raional când a ajuns ea, peste două luni de zile. Scrisoarea a fost dată pentru soluționare domnului Igor Plămădeală, șef secției administrației publice. Când a telefonat lumea lui, a spus că deja e târziu. Vizile sunt, tot este. Nu ne-a rămas decât să refuzăm această deplasare la Bruxelles. Din cont Consiliul Raional. Eu cred că aici Consiliul Raional nu a pierdut chiar absolut deloc. Domnul, pur și simplu am văzut dimineața de la această Consiliu, da? Ce trebuie? Și știu că Consiliul dat de binevenită Republica Moldova a tras multe proiecte și am fost indignat de faptul că noi am refuzat. Și am vrut să văd o explicație. Și noi am refuzat fără niciun motiv. Trebuie să vă supărați când dumneavoastră luați o decizie fără consilieri, măcar o trebuie să ne aduceți la cunoștință. Dacă au venit din partea lor, noi nu am intrat în timp, o trebuie să știm. Nu mai am intrat. Vine lui exteriatul târziu. Cu atât mai mult sunt cheltuieli. Cu atât mai mult mai pierd careva întrebări la Uniunea Consiliului Regionale, pentru că, după cât cunoașteți, cu două, trei luni în urmă, a fost aruncat o sumă de bani pentru un autobuz de la această Uniune și nu le avem și în ziua de azi. Și chiar am dubii la activitatea Uniunii de mai mult. Dar Partidul Liberal Democrat îl felicit pentru că și-a atins țelul în Raionul. Cred că o să ajungă și în fruntea. Bine. Bravo. Uniunea Consiliilor Raionale. Uniunea Consiliilor. Acolo reprezentat noi avem acolo sau noi? Consiliul nostru reprezintă. Deci o să răspundă și domnul. Asociații trebuie să aibă membri, eu așa vorbesc. Lista din Consiliul Raionale trebuie să fie măcar 3-4 membri. Și în moment ce avem 3 membri, acolo trebuie să știm deodată. Domnul Pedro, după cât cunosc eu, această asociație a fost formată 3 luni în urmă și facea parte în îndeosebire de domnul Nicolae Mironaci. După cât posed eu. Unde sunt prin Găsăgea 25, de la 25. Cer să facă o telepublică cu toate modificările din națiunii care au fost inițiativă asociației din Europei. Cer sindicatul legal, cadrul financiar, dar și din națiunea care este foarte mai parte merită asociației primar din Europei. Adică, cei care fac voi la cineva întrebat, sunt asociația, este CAMU, este completă sub localizare de ora, unde din Europa suntem 6 membri, care ar putea reuși de domnul Nicolae. Deci, acolo nu s-a urmat deși Consiliul Raional, ei au acolo din oficiu scrisul de Răioane și au fost primare mai în casă, au ședit cu asociația primarului de Răioane. Asociația Consiliul Raional, aici sunt consilieri? Asociația care este acum, Consiliul Raional, este formată nouă, de pe 3 luni și au joc de noua de iar, că fac parte din biroul lor. Dar au prima dată în ziua, cred că astfel ea la ora 10 a fost o ședință, dacă n-am
am participat din motivul că suntem aici cu 3 membri de la din Moldova. În alt context, vreau să felicit pe toți și vreau să știți că am spus-o câteva începutul mandatului din 2011, că Sfântul Ioan Dovine a fost de timpul și este foarte puternică, foarte lucrativă. Dumneavoastră, unii au mai participat la conștiință de noastră, noi am invitat și Ministerul de Finanță, participat, adică toți din participă, direcția Fucea Raionului din Copăs foarte receptivă, chiar când sunt parte sus financiare, se consultă asociația, de când am fost nici ceva financiar, ca să vină la asociație. Vreau să fie și dumneavoastră noua poziție de noi europeană și cei din opoziție. Mă chemăm la o lucrare normală și bună. Toate că conform legislației electorale, într-o adus locală din 2022, eu sunt raportul de subordonare, dar asta nu înseamnă cum vreau să conlucrăm. Deci noi sperăm cu noi doi vicituri din care vreau să-i fericit. Domnul președinte, de fapt, am lăsat și la școală, da? O să mă intru bun. Deci, la dezbatere, la tema respectivă, poate conferi de domnul Popescu că a fost cele mai mari discuții, cele mai aprinse între mine și dumneavoastră. În contextul concret, ca să beneficieze populația domnului Popescu. Mă bucur faptul că asta a fost o consilie cu întrebările care sunt foarte primordiale, foarte importante, dar să terminăm ca de obicei mai primit ca alte consilii, dar sunt tipul total lucrativ. Permanent am convocat Consiliul ca șef asociației. Am făcut multe lucruri care toate au fost cu Consiliul consultat cu puterea Ion, în special cu președinții, și sper și mai departe, cu rezultatul în sală, să lucrăm și mai departe în așa complex. Vreau să, cât timp trebuie să fim atunci împreună cu puterea Ion la o ședință a pedagogilor la Teatrul Ceapărul, să-i felicit pedagogii de vin și eu din Amor Pedagogică, să-i felicităm pe pedagogii noștri, părinții noștri, care ne-au învățat și ne-au adus la ceea ce suntem astăzi. Deci depinde foarte mult de ei. În rest, domnul președinte, domnul președinte, succesul dumneavoastră și numai pentru o lucrare foarte productivă, să știți că corpul, zic așa, îmi permis să zic, corpul de primar din Lovin este unul în Republică specific, adică foarte mult se liniază la noi și ne mândrim cu aceasta și vă doresc succes și cu lucrarea dumneavoastră. Mulți ani și mult invitație! Dumnezeu vă zice! În început, vă rog să zici cuvântul deputatului în moment, cum de obicei. Și după aceea, dacă mai are cineva să spui că ar vrea ca cuvânt, termenii care vrea să acum să aibă loc, să iei în carul ședinței, ca să fie în afară ședinței, care să se ținucă în bolul cașii. Vă mulțumesc, domnul președinte, folosindu-mă de această ocazie, dați-mi voie, în primul rând, la această tribună, să aduc sincere felicitări tuturor celor care ne-au plantat noi primele impresii despre viață, eu vorbesc despre profesorii noștri dragi, felicitări tuturor profesorilor din Republica Moldova și în special celor care sunt și activează în Raionul Ierodin, la mulți ani lor, să ne fie ei sănătoși, să aibă încredere în administrația publică locală, centrală, că noi toți ne vom angaja și mai mult în ceea ce ține de, în primul rând, ce așteaptă în cei mai mult de la noi, la cei care luăm decizii, ridicarea salariului și îmbunătățirea condițiilor de muncă. La mulți ani tuturor profesorilor din Ialoveni. Și în primul rând, țin să aduc felicitări întregului Consiliu, întregului tuturor celor care în această zi, foarte important, au găsit compromisul, au călcat de diferite, mă rog, de multe ori noi toți suntem prea ambițioși, este ambiții personale și noi am dat dovadă de o conlucrare și am trecut acest barier, am ales un președinte al Raionului, Raionului are nevoie, într-adevăr, de o echipă foarte puternică. Să știți că vreau să aduc sincer
felicitări și celor noi aleși vicepreședinți.